legat cel de pregătirea proiectului pentru parcul și poate eu n-am vrut să mă implic, sigur, dar am primit niște sesizări, niște reclamații, deci nu-mi place să mă amestec în această problemă, nu, am zis că nu este a mea desemnarea reprezentanților societății civile. Da, s-a contestă, locală, într-adevăr. Contestă pe acest domn, Opincaru, cum îl cheamă, că nu s-a stabilit corect reprezentantul, că nu el este reprezentantul, că trebuia făcut niște procedări corecte, că s-au schimbat voturile noaptea și așa mai departe. Cei care sunt în zona asta IT-ului, da, se pricep, știu. Da, și ca atare suntem nevoiți, se pare, să ne implicăm, să asigurăm, mă rog, arbitrajul, ca să spun așa, în cadrul acestor ONG-uri, ca să-și desemneze conform, mă rog, cutumilor, dacă vreți, legale și morale, un reprezentant al societății civile. Probabil o să le punem la dispoziție la primărie o sală sau la Teatrul Matei Vișnec, unde aceste ONG-uri care sunt înregistrate, care activează în această zonă, să vină să-și desemneze reprezentanți în această comisie. Eu am spus și data trecută, am văzut acest lucru, că încearcă a se politiza acest subiect al parcului și poate. Bun, de la nivelul partidului politic n-ar fi o problemă, că sunt partide politice. Da. Dar mai abitir din așa zis și reprezentanța ai societății civile, da, care seara de seară sunt la anumite posturi de televiziune, se împăunează, se bărbătează. Da. Ei sunt cei care fac, care dreg. Ori eu am spus aici, respectăm societatea civilă, din păcate se pare că nu ei sunt reprezentanți societății civile, așa spun cei care, și o să iau o poziție oficială, aștept niște convorbiri cu cei care au făcut aceste sesizări, cu ONG-uri care au făcut aceste sesizări, să vedem care este punctul lor de vedere, să desemnăm reprezentantul, un reprezentant necontestat, ca să spun așa, al societății civile, să putem merge mai departe. La fel, avem proiect pentru reabilitarea Curții Domnești, un proiect foarte important la care, da, la fel... Iertați-mă, că n-aș vrea, da, să trecem peste acest subiect legat de și potecutate, că din aceeași zonă se discuta în campanie electorală că ar trebui primarul municipiului, reședință de județ, să construiască un metro spre aeroport. Bine, asta e deja de nuanță. Da. Dar am avut o emisiune săptămâna trecută cu primarul PSD de Fălticeni, domnul Cătălin Coman, care v-a felicitat pentru atitudinea dumneavoastră că ați atras atenția asupra acestui parc. Cât efort a fost însumat și iată după aceea ați reușit să coagulați echipa de parlamentari suceveni și a apărut o lege națională, da? Pentru că nu ne bucurăm numai noi de această lege. Și a zis, respectă și domnia sa la fel, societatea civilă, dar să duci dezbateri după dezbateri pentru fiecare proiect și două, trei luni, da? S-a spus că ar trebui acest subiect dezbătut. Iertați-mă, vara asta se va face ceva acolo, în afară de curățenie. Deci noi, fără implicarea societății civile... Păi nu, deja scandalul e în... Deci astăzi este prima întâlnire, fără reprezentanți societății civile care au un vot acolo, ca să fim realiști, această comisie merge mai departe. Mai mult decât atât, ca să completez, și n-am nimic personal cu domnul Alin Opincaru, zi Dumnezeu sănătate, îl contest în sensul că la vremea când el a fost ales era reprezentantul unui partid politic. Da. Deci el era reprezentat, după care a fost exclus, a demisia. Deci, logic, vedeți, sunt sfătuitori de meserie Tipic românesc. Deci el contestă că la data alegerii lui, care reprezentant la societății civile, el de fapt era reprezentantul unui partid politic. Da. Din care a fost exclus. Era președintele... Da, mă rog, atât de important că nu știu cum se cheamă. Dar nu asta este important. Deci era reprezentantul, aici este chestiunea care se contestă, că el la vremea respectivă era reprezentantul unui partid politic și nu este reprezentantul societății civile. Da, am avut o discuție cu domnul Coman pe această temă, sigur ne-am întâlnit cu alte probleme, dar mi-a zis, domnul primar, da, de ce nu ești mai agresiv? Am spus, domnule, nu, asta e, mă rog, menirea mea să mă bat cu așa zisea societate civilă. Eu zic că noi acolo suntem o echipă de profesioniști, în care eu nu fac parte, ca să nu spună că eu sunt profesionist, sunt oameni de specialitate, sunt arhitecți în primul rând, sunt reprezentanți instituțiilor de Sfântul Rom Silva, de universitate și așa mai departe, cu votul sau fără votul celor din așa zisea societate civilă, lucrurile merg mai departe. Dar ținem cont de reprezentanții societății civile, ca atare o să-i, mă rog, le asigurăm, mă rog, arbitrajul, ca să spun așa, să se poată desemna o persoană necontestată, stabilă în această comisie și eu vreau să cred până că... Până la urmă, așa cum a spus dumneavoastră în emisiunea precedentă, nu conducem primăria cu Facebook-ul.
Da, nu, nu conducem, dar sigur noi respectăm. Până la urmă, dacă lăm în strictul sens, am văzut, mai vin mulți la mine și spun, domnule, dar scrie Facebook, scrie de Dumnezeu Sănătate. Totuși, Facebook-ul ăsta și-a trimis reprezentanți la Consiliul Local, la primărie. Da. Deci a fost dată alegere, nu conduce Facebook-ul azi, conduce Consiliul Local. El a fost votat, până vor fi alte alegeri, da, poți să-și dai cu părerea, ținem cont de părerile lor, nu spun că nu, dar atunci când se sare calul pe românește, nu putem să trecem noi cu inițiative de Facebook să luăm decizii în locul Consiliului Local. Da, luăm prima pauză de publicitate, revenim, doamne.